În porturile de la Malul Mori se aflau marți dimineață 31 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 29, erau în portul Constanța și două în portul Midia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere, fiervec sau laminate. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau pe 7 decembrie 11 nave, dintre care 9 așteptau pentru operare, iar două nu aveau operațiuni portoare. La avizări, marți dimineață, potrivit raportărilor, erau 7 toate nave, toate pentru portul Constanța.